Bună ziua, dragi prieteni, și bine ați venit și săptămâna aceasta la Cartea de Pedagogie. Astăzi vreau să vă vorbesc despre o carte apărută foarte recent, chiar foarte recent. Mă refer la cartea psihologului și specialistului în educație Jordan Shapiro, Noua copilărie, cum să ne creștem copiii în lumea digitală, o carte apărută la editura Humanitas, și care se ocupă, cum probabil deja vă dați seama din titlu, de spinoasa problemă a felului în care rețelele sociale și internetul în general schimbă comportamentul copiilor noștri și relațiile dintre ei. Shapiro trăiește în Philadelphia, are doi copii el însuși, este profesor la Jones Cooney Center at Sesame Workshop și la Center for Universal Education de la Brookings Institution. Este autorul mai multor cărți și articole despre dinamica și posibilitățile lumii digitale, iar cartea apare la editura Humanitas în colecția de Parenting. E o carte pe care am ales să vi-o recomand, deși recunosc că am citit-o cu mult spirit critic și simțind adeseori nevoia de a interveni, de a polemiza cu autorul. Dar dincolo de faptul că nu împărtășesc neapărat toate ideile, n-am putut să nu apreciez evidentele calități ale cărții. Recent prezentam tot aici, la rubrica dedicată cărții de pedagogie, un titlu care sublinia mai degrabă neajunsurile și pericolele asociate cu lumea digitală. Mă refer la Superficialii lui Nicholas Carr. Așa că, pentru o bună aproximare a problemei, m-am gândit să vin și cu un punct de vedere din tabăra cealaltă, mai degrabă tabăra optimistă și tehnofilă, ca să spunem așa. Sigur, un lucru, iarăși un lucru care mi-a plăcut mult la carte, e faptul că nu vine cu o poziție evident partizană, știu eu, inflexibilă și așa mai departe, ci vine cu o poziție realistă și echilibrată, o poziție care este în mare parte conștientă de faptul că tehnologiile, în special aceste tehnologii digitale, vin cu anumite pericole asociate. N-am să obosesc niciodată să spun: omul este o specie tehnologică. Tehnologia nu a apărut nici odată cu tiparul, nici odată cu uzinele industriale, nici odată cu radioul, cu televiziunea sau cu, știu eu, industria militară. Nu. Nici măcar odată cu internetul sau cu telefoanele inteligente. Oamenii au fost, dacă e să vorbim despre Homo sapiens, oamenii au fost dintotdeauna ființe tehnologice. Topoarele de piatră sau alte instrumente pe care le foloseam acum 10.000 de ani nu sunt cu nimic mai puțin tehnologii. Iar tehnologiile, indiferent de momentul apariției lor în istoria umanității, au un potențial puternic disruptiv. Întotdeauna ele transformă, mai mult sau mai puțin în profunzime, mediul în care trăim, ne transformă pe noi, transformă relațiile dintre noi, la fel cum transformă relațiile dintre noi și mediul. Întotdeauna a existat în istorie o anumită poziție tehnofobă a speciei noastre, care are înțelepciunea ei, pentru că e felul nostru de a ne apăra la nivel cultural și populațional de tocmai de schimbările drastice de adâncime pe care le pot provoca tehnologiile. Pe de altă parte, e un lucru de la sine înțeles că niciodată în istorie până acum oamenii n-au mers înapoi pe drumul tehnologizării și al creierii de noi posibilități. Dimpotrivă, acolo unde o tehnologie a fost disponibilă, ea a fost mai devreme sau mai târziu adoptată pe scară largă. Cu alte cuvinte, tehnologiile digitale sunt aici pentru a rămâne, nu vom merge înapoi pe calea aceasta, dimpotrivă, omenirea va deveni din ce în ce mai digitală, orice ar însemna lucrul ăsta. Și, desigur, atitudinea înțeleaptă este cumva să încercăm să profităm de posibilitățile pe care tehnologiile le oferă, în același timp în care păstrăm un ochi atent și eventual îngrijorat asupra potențialelor pericole.
Asta nu este însă o veste rea pentru Jordan Shapiro. Dimpotrivă, el încearcă să ne liniștească, arătându-ne că omenirea și că natura umană transformate, chiar fiind de către tehnologiile digitale, nu vor înceta să rămână în parametri și în cadrele lor tradiționale. Tehnologiile digitale nu vor anula nici sociabilitatea umană, nici dorința și capacitatea noastră de a produce rețele sociale, nici posibilitățile capitalului social uman, nici empatia, nici alte dispozitive prin care omenirea a progresat de-a lungul timpului. Și ca să vă conving de frumusețea și utilitatea cărții, sigur nu pot intra acum într-o discuție foarte amănunțită, dar pot să citesc în finalul clipului video un fragment care sper să fie cumva lămuritor pentru ceea ce oferă această carte. Autorul povestește cum la o întâlnire dintre adulți, o întâlnire la care participă și copiii, în ciuda faptului că au încercat în permanență să se ascundă cu telefoanele și tabletele de ochii mereu critici adulților și mărturisesc că și eu fac asta cu copilul meu, totuși nu a fost niciun moment posibilă inhibarea totală a acestor porniri la copii, astfel încât ceea ce era natural și firesc să se întâmple s-a întâmplat. Ei au format o mini-societate în jurul dispozitivelor și în jurul preocupărilor și intereselor lor. Ne făceam griji că prezența dispozitivelor digitale ar face pe copiii noștri antisociali. Și la un eveniment care le oferea acest contact fără precedent cu un grup divers de copii, voiam să-i încurajăm să trăiască acele clipe la maxim. Trebuiau să vorbească unii cu alții, nu să se holbeze în ecranul telefonului. Cu alte cuvinte, ne imaginam că jocurile video și aplicațiile de social media îi vor separa. Dar ne-am dat seama că îngrijorările noastre erau nefondate. Tehnologia le-a oferit terenul comun care le-a permis copiilor noștri să-și facă noi prieteni. Aceștia râdeau bucuroși în timp ce își împărtășeau aplicațiile și jocurile preferate, în timp ce încercau să facă schimb de tablete și de telefoane fără să fie observați. Acest lucru s-a întâmplat în fiecare seară, toată săptămâna. Și apoi, după câteva zile, când ne-am întors cu toți în țările noastre de origine, noi adulții ne-am întors la rutinele zilnice. Însă copiii au continuat să se joace împreună. Poate că au înțeles ceva intuitiv, ceva ce nabii lor de părinți nu au înțeles. Nabi e un termen slang pentru nătâng, așa. De fapt, ca animal tehnologic, asta face omul. Construiește instrumente care standardizează experiența și facilitează tipul de conexiune care poate transcende limitările timpului și spațiului. La aproape un an de la eveniment, copiii continuă să comunice pe Skype, joacă împreună jocuri online și își împărtășesc idei, fotografii și povești. Aceasta este noua copilărie. Și probabil că această încheiere a paragrafului pe unii v-a încântat, iar pe alții v-a speriat. Iar acesta este principalul motiv pentru care vă invit și vă rog să citiți cartea lui Jordan Shapiro. Mulțumesc, pe săptămâna viitoare!